Care este scopul pentru care s-a organizat azi o zi fără accidente rutiere? Asta s-a decretat la nivel național. Acțiunea se numește o zi fără accidente rutiere din cauza tuturor evenimentelor și a multor morți pe șoselele României. Acum sper că acțiunea aceasta să fie sensibilizată măcar o parte din cei prezenți la trafic și sperăm într-o colaborare viitoare cu poliția de proximitate și cu cei de la rutieră pentru a mai face acțiuni probabil și mai de amplare mai mare. Deci este posibil ca în acest an să se mai desfășoare astfel de acțiuni? Sigur că da. La anul va deveni o tradiție? Se vor organiza anual? Păi, acum în țară, la celelalte filiale care sunt deja de mai mult timp constituite, s-au făcut acțiuni. Fiecare an se încep puțin 4-5 acțiuni. Acum sperăm și noi să reușim să facem acțiuni cât mai multe în colaborare cu cei de la rutieră. Cum au reacționat șoferii? Au fost 2-3 care au zis lăsați-mă în pace așa, dar în general s-au reținut ideea și a fost de acord cu ceea ce facem. Câte accidente au avut loc de la începutul anului în județul Sălaj până în prezent? Am înregistrat 104 accidente rutiere grave, soldate cu 9 morți și 118 răniți. Avem o scădere la numărul de morți față de anul trecut, în aceeași perioadă, cu 13 persoane. Astăzi e o acțiune împotriva accidentelor, o campanie, dacă îmi permite să pun o banderolă albă. Da. Ce părere aveți despre această campanie? O părere bună, o inițiativă foarte bună. Nu v-am pus în altă parte. Astăzi sărbătorim ziua fără evenimente rutiere. Și vă rugăm să conduceți prezentiv. Noi suntem cu poliția română, ce mai de treabă. Ce să spun, ce părere? În mod normal, asta trebuie să fie în fiecare zi. Dar asta nu ține numai de ei, ține de noi. Bună ziua! Nu vă spun, știți că s-a decretat o zi fără accidente? Nu știți. Vă spunem noi, dacă doriți să fiți în asentimentul nostru, să fiți alături de noi, un mic simbol legat de oglindă, asta semnifică că astăzi veți fi alături de noi. Nu deranjează, legăm să nu vă încurce la trafic. Ce părere aveți despre această campanie care se demarează? Este foarte bună. Este bună. Credeți că ar trebui să fie mai multe, să fie mai dese? Desigur. Sigur, ar trebui să fie mai dese. Bună. Bună, cam bună părere. Credeți că ar trebui să fie mai dese? Da, mai des, mai des. Organizații non-guvernamentale împreună, în parteneriat cu poliția și cu alte societăți, vreau să facă o campanie pentru a reduce numărul victimelor accidentelor rutiere. Vrem să vă dăm câteva recomandări și să fiți în solidaritate cu noi, vrem să vă punem la oglindă, dacă sunteți de acord, această panglică. Este acțiune care se desfășoară în toată țara. Să circulați preventiv, să aveți o distanță regulamentară față de mașinile din față, întotdeauna. Să folosiți centura de siguranță, vreau să vă felicit pentru acest lucru, că văd că o purtați. Și să conduceți preventiv. Ce părere ai despre această campanie? Ok, foarte bine. Crezi că ar trebui să fie mai dese? Da,